Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. PSRM a atacat la Curtea Constituțională decretul de desemnare al lui Igor Grosu la funcția de premier. Mâine, socialiștii vor propune un alt candidat susținut de majoritatea parlamentară. Generalul Anton Gămurare a murit la vârsta de 70 de ani. El a luptat în războiul moldorus, a fost comandant al brigăzii Fulger și vicepreședinte al Uniunii Veteranilor Războiului de Independență. Biroul Național de Statistică anunță că în 2020 produsul intern brut al Republicii Moldova a fost în scădere cu 7% față de anul 2019. În agricultură au fost înregistrate cele mai mari pierderi. Deputatul socialist Radu Mudreac este suspectat de Agenția de Integritate că ar fi ascuns venituri de 4,5 milioane de lei. Inspectorii ANI au găsit o diferență între averea dobândită și veniturile înregistrate de el și familia sa în perioada decembrie 2014-august 2016. Deputatul este cercetat penal pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani. Contactat de TVR Moldova, Radu Mudreac a respins acuzațiile și a spus că, cităm, a fost investigat de un inspector incompetent. Socialistul Radu Mudreac a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate la începutul anului 2020, în urma unei sesizări din partea unei organizații non-guvernamentale. Potrivit autorităților, în anii 2014-2016, deputatul ar fi ascuns venituri de 4.500.000 lei. Banii au fost identificați în conturile bancare deschise de firma familiei, administrată de către soție. Ulterior, compania a fost înstrăinată. Inspectoratul de Integritate a trimis dosarul la Procuratura Generală pentru două infracțiuni, îmbogățire ilicită și spălare de bani. A fost sesizat și Serviciul Fiscal de Stat pentru efectuarea unui control. Radu Mudreac a respins acuzațiile. Eu cred că am avut acel mare nenoroc că să fiu verificat de un inspector incompetent de la ANI, un inspector care n-a trecut textul integrității la angajare, un inspector care este criticat de un șir de cetățenii Republicii Moldova pentru incompetența lui, pentru că în 3 plus 2 egal cu cât sau 2 plus 3, el nu știe. De asta este rezultatul care a fost publicat. Autoritatea Națională de Integritate a reacționat imediat la declarațiile deputatului. Nu este prima dată când se fac asemenea acuzații în privința acestui inspector. Este ciudat că aceste acuzații vin din partea persoanelor care au fost găsite cu probleme de integritate. Toți inspectorii din cadrul ANI au trecut testul poligraf. ANI a anunțat că în instanța de judecată se află 6 dosare privind îmbogățirea ilicită a 2 deputați. Dumitru Deacov, președintele de onoare al PDM, și Grigore Novac, deputat PSRM, dar și dosarul unui ex-parlamentar, Nae Simeon Pleșca. Liderul platformei, Da Andrei Năstase, și-a manifestat într-o manieră neobișnuită dezamăgirea pentru că nu a fost desemnat la funcția de premier. Ce mesaj i-a transmis șefului statului, aflați imediat în Telejurnal. La o zi după desemnarea candidaturii lui Igor Grosu pentru funcția de premier, socialiștii ripostează. Ei anunță că mâine, 18 martie, vor propune un alt candidat care se va bucura de susținerea majorității parlamentare formată din PSRM și Platforma pentru Moldova. Anunțul a fost făcut de deputatul socialist Vlad Batrâncea. Decretul de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de premier a și fost atacat la Curtea Constituțională. Liderul socialiștilor a anunțat și el că PSRM nu-l va susține pe Igor Grosu. Nimeni din participanții, da, la acele consultări nu a înaintat pe domnul Grosu, nu a existat circumstanțe, nu au existat circumstanțe și nu au existat datele, da, care să ducă la ideea că doamna președinte trebuie să-l înainteze pe domnul Grosu. Vom depune demers sesizare la Curtea Constituțională, unde vom solicita cursei constituționale să constate abaterile de la normă legală în procedura de înaintare a domnului Igor Grosu. Și noi considerăm că iarăși au fost încălcate anumite prevederi constituționale.
Acestea sunt doar câteva dintre argumentele socialiștilor pentru ca judecătorii să declare neconstituțional decretul de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de premier. Vlad Batrânciu a declarat că mâine socialiștii vor desemna un alt candidat pentru șefia guvernului. Nu a fost dezvăluit numele acestuia, dar au dat asigurări că este o persoană capabilă să conducă un guvern. A ocupat funcții importante, a condus anumite procese importante și are o experiență bună în gestionarea crizelor. Și la sigur este mult mai bine pregătit decât candidatul înaintat de alți colegi. Totodată, deputatul Vlad Batrânciu a făcut acuzații grave față de retragerea candidaturii Marianei Durleșteanu. A susținut că aceasta ar fi fost presată inclusiv de forțe externe, fără a aduce în schimb nicio probă. În afară de campania publică, da, lansată de oponenții noștri politici la adresa ei, în afară de diferite mesaje, sute mii de mesaje orchestrate, da, la adresa ei cu scopul de a dezechilibra pe această doamnă. Știm foarte bine că cu dânsa au lucrat și reprezentanții anumitor misiuni diplomatice și anumitor organisme internaționale. Pentru investirea unui guvern este nevoie de votul a cel puțin 51 de deputați. Experții în drept constituțional spun că decizia președintelui de a-l desemna pe Igor Grosu pentru funcția de premier este perfect constituțională și a fost făcută cu respectarea legii. Experții mai spun că noul candidat are șanse de 50% să fie votat de plenul Parlamentului. Ei au anticipat că socialiștii se vor adresa curții constituționale, dar cred că judecătorii nu le vor da dreptate. Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț spune că președintele Maia Sandu a avut dreptul să înainteze un candidat după ce Mariana Durleșteanu și-a anunțat retragerea. Dacă refuză candidatul, atunci majoritățile parlamentare formalizate se egalează cu zero, fiindcă tu formezi o majoritate în favoarea unui candidat. Dispare candidatul, dispare și majoritatea parlamentară. De aici, după ce a consultat fracțiunile parlamentare, vedem doamna președinte a chibzuit și a emis acel decret prin care l-a înaintat pe domnul Grosu la funcția de prim-ministru al guvernului. Din punct de vedere al Constituției și a jurisprudenței Curții Constituționale, a fost respectată întocmai literalmente tot ce e scris în aceste acte oficiale și legi fundamentale. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că dacă ajungem în această situație, atunci lucrurile se vor complica și se va isca o nouă dispută instituțională. În acest caz, decizia finală va veni de la magistrații Curții Constituționale. Va avea în față două opțiuni. Va exista un decret de desemnare a domnului Grosu, care este deja un act juridic semnat de președinte. Pe de altă parte, va exista un alt act juridic, hai să zicem așa, un act de formalizare a unei majorități care e disponibilă să sprijine alt candidat. Și atunci vom asista la un conflict între două opțiuni sau într-un act care deja există și într-o voință a Parlamentului care totuși are valențe constituționale. Experții mai cred că Igor Grosu are șanse mari și poate trece testul Parlamentului. De aceea, el ar trebui să-și formeze o echipă guvernamentală puternică în eventualitatea în care va ajunge premier. Nu e scus faptul că domnul Grosu o să se prezinte în Parlament pe data de 23 martie, termenul limită, ca să fie pus Parlamentul în situația. Ori acordați vot de încredere guvernul Grosu, ori de acum plecați la anticipate, să nu mai dea posibilitatea la vreun moment de respiro. Cât despre intenția socialiștilor de a sesiza Curtea Constituțională privind legalitatea decretului de desemnare a lui Igor Grosu la funcția de premier, Alexandru Tănase susține că verdictul se va da, ținându-se cont de mai multe circumstanțe. Dacă, într-adevăr, președinta a desemnat un candidat care realmente se dorește a fi investit în funcție, să formeze un guvern și să guverneze, nu este exclus că, în acest caz, Curtea Constituțională va fi de parte președintelui. Ori, în cazul în care va fi și acesta un exercițiu butaforic sau unul formal, cum a fost în cazul desemnării doamnei Gavriliță, nu putem exclude situația că, în acest caz, Curtea Constituțională ar constata că a avut loc o manipulare. Reamintim că acesta este al doilea candidat desemnat de președintele Republicii Moldova la funcția de premier. Primul a fost ex-ministrul finanțelor din guvernul Sandu, Natalia Gavrilița. Ea însă nu a primit niciun vot de încredere de la deputați. În cazul
în care istoria se va repeta și în privința lui Igor Grosu, atunci se va consuma și cea de-a doua tentativă de investire a unui guvern. Acest lucru va însemna că se îndeplinesc toate premisele constituționale pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, și-a manifestat într-o manieră neobișnuită nemulțumirea față de decizia șefului statului de a-l desemna la funcția de premier pe Igor Grosu. El a postat pe Facebook un mesaj în care a folosit versuri ale poetului Adrian Păunescu, însă le-a șters în scurt timp. Andrei Năstase a postat versuri din poezia Orație de nuntă. A apărut o aluzie la dezamăgirea pe care o trăiește Andrei Năstase pentru că nu a fost desemnat la funcția de prim-ministru. Avusesem dreptul și eu, ca oricare, la o nebunie, la un ultim glonț, ultima speranță, ultima încercare. Dar în magazie era doar gablonz. Andrei Năstase a postat aceste versuri la ora 22, însă după miezul nopții, liderul platformei DA le-a șters. Azi, Andrei Năstase a comentat decizia șefului statului de a-l desemna la funcția de premier pe Igor Grosu. Ieri Republica Moldova a luat o lovitură crâncenă. Crâncenă. Democrația din Republica Moldova, modul de a gestiona lucrurile în țara noastră, a fost foarte și foarte urât, crâncen ceea ce s-a întâmplat. Cu păcătoșii e mai ușor de luptat decât cu falșii îngeri. Iar la consultările cu președintele Maia Sandu, deputații platformei DA au propus candidatura lui Andrei Năstase la funcția de premier, însă șeful statului a desemnat un candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a condus-o înainte de a deveni președinte. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății a anunțat aseară în ședința Consiliului Consultativ de Sănătate Publică că Republica Moldova este pe locul 3 în lume după numărul de decese provocate de noul coronavirus. S-a mai precizat că în ultima săptămână numărul deceselor a crescut cu peste 30%. În această dimineață, informațiile au fost șterse din comunicatul oficial. Consiliul Consultativ de Sănătate Publică s-a întrunit aseară pentru a pregăti un nou pachet de restricții și s-a emis un comunicat în care se spunea că autoritățile sunt îngrijorate de creșterea numărului de infectări și decese. S-a precizat că Republica Moldova e pe locul 3 în lume după numărul de decese raportate. În această dimineață, aceste date au fost șterse, iar după prânz, Ministerul Sănătății a anunțat o altă cifră. Suntem pe locul 27 în lume la capitolul decese provocate de COVID. În același comunicat, șeful clinicii anestezie și terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican, Victor Cojocaru, spunea că acum capacitatea secțiilor de terapie intensivă din Chișinău este la limită. Doar ieri au fost raportate 1688 de cazuri noi de coronavirus și 33 de decese. Totodată, trei deputați din Platforma pentru Moldova care sunt împotriva carantinei au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre Violeta Ivanov, Regina Apostolova și Sergiu Sârbu. Surse din presă neconfirmate oficial anunță că deputatul sârbu ar fi în stare gravă. Eu pot să vă confirm faptul că este infectat cu COVID. Noi ținem permanentă legătură, este foarte activ și implicat în toate activitățile. Contactat de TVR Moldova, deputatul Sergiu Sârbu nu a răspuns la telefon. La ora 18:30, Ministerul Sănătății va prezenta date noi privind evoluția COVID-19 în Republica Moldova. TVR Moldova va transmite în direct declarațiile, așadar rămâneți alături de noi. Generalul Anton Gămurari s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Despre decesul său au anunțat azi pe rețelele sociale mai mulți apropiați ai generalului. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Apărării, Mariana Grama, el a fost răpus de noul coronavirus. Informație neconfirmată deocamdată în mod oficial. Consiliul Consultativ de Sănătate Publică s-a întrunit aseară pentru a pregăti un nou pachet de restricții și s-a emis un comunicat în care se spunea că autoritățile sunt îngrijorate de creșterea numărului de infectări și decese. S-a precizat că Republica Moldova e pe locul 3 în lume după numărul de decese raportate. În această dimineață, aceste date au fost șterse, iar după prânz, Ministerul Sănătății a anunțat o altă cifră. Suntem pe locul 27 în lume la capitolul decese provocate de COVID. În același comunicat, șeful clinicii anestezie și terapie
Anton Gâmurare a luptat în războiul de pe Nistru, a fost comandant al brigăzii Fulger și vicepreședinte al Uniunii Veteranilor Războiului de Independență. Anton Gâmurare s-a născut pe 15 august 1950 la Chișinău. A studiat la Școala Militară Superioară din Leningrad. În 1991, printr-o hotărâre de guvern, a fost formată brigada de poliție cu destinație specială Fulger, pe care Anton Gâmurare a condus-o până în 1997. Anton Gâmurare a participat activ la războiul de pe Nistru. Mai târziu a fost numit general major de poliție de președintele de atunci, Mircea Snegur. Din noiembrie 1997, generalul a condus Departamentul de Protecție Civilă și Situații Excepționale, funcție pe care a deținut-o până în 1999. Peste câțiva ani a fost ales vicepreședinte al Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență. La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Gâmurare a candidat pe circumscripția Căușeni, însă a fost devansat de democratul Grigore Repeșciuc. Peste 20 de sate și comune din raionul Soroca se află sub cod roșu de alertă epidemiologică din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19. Localnicii ignoră însă restricțiile și continuă să se plimbe în voie pe străzi, chiar dacă le este indicat să stea acasă. Chiar dacă le este indicat să stea acasă pentru a preveni răspândirea pandemiei, locuitorii din Soroca pe care i-am întâlnit în stradă spun că respectă măsurile sanitare. Nu mă duc să umblu pe afară, nu mă duc la bazar, pun masca, spăl mâinile cu spirtul. Masca, distanța și ia ca ne păzăm. Dar până am intrat în spațiu public. 50 de oameni pe zi? Aia asta e mult, așa? Eu eram bolnav când eram grăvit. Și dacă mulțumesc lui Dumnezeu, am născut, tăti ghinie, copilul sănătos. Mai stergem cu bilisnea ușile, ferestre, rucchi, cum desfecționăm casele. Cum a fi voia lui Dumnezeu, el tot face. Oamenii nu respectă distanța fizică nici în stațiile de așteptare. Știți ce prevede codul roșu acum? Da, mai mult stăm în casă, nu ieșim nicăieri, acum eu am ieșit de la serviciu și necesitate de a mă duce acasă. Nu ies nicăieri, la club, la magazin nu ies. Noi ne protejăm foarte tare bine. Stăm acasă, purtăm mască. În cele 21 de localități aflate sub cod roșu, la școală merg doar elevii claselor primare și cei care în acest an vor deveni absolvenți. Copiii că s-au dus la școală. Și mă tem, pe cuvânt că mă tem. Ia că mască, cum nu șumblăm, ștergem în casă cu bilisnea, cu spirtișor, dacă avem banișor să cumpărăm. Cele mai multe cazuri de infectare din raionul Soroca s-au înregistrat în localitățile Bulboci, Nimereuca și Rudi, declarate de autorități focare de infecții. În prezent, în spitalul din Soroca sunt internați 46 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. 7 dintre aceștia se află în secția de terapie intensivă, iar 3 sunt conectați la aparate de respirație artificială. În ultimul timp, numărul de pacienți s-a mărit nu numai în raionul Soroca, dar peste tot. Lumea nu păstrează regulile alimentare de profilactică COVID-ului. Comisia Raională de Sănătate Publică din Soroca a interzis organizarea oricăror evenimente în masă. Populația este rugată insistent să nu se deplaseze fără un scop anume important în anumite instituții. Este vorba despre instituții de interes social, cum ar fi poșta, banca, angajatorii să atragă la serviciu numai personalul care este strict necesar. Vestea bună este că au fost deja vaccinați medicii din prima linie. Din lotul de peste 21.000 de vaccinuri AstraZeneca oferite de România Republicii Moldova, 320 au fost aduse la Soroca. Au fost folosite toate vaccinurile pentru lucrătorii din spital. Practic toți doritorii care au vrut să vaccineze s-au vaccinat la noi. În raionul Soroca va fi cod roșu de alertă epidemiologică cel puțin până la sfârșitul acestei luni. Arta broderii cămășilor cu altiță a devenit un bun spiritual al tradițiilor românești și ar putea fi inclusă în lista reprezentativă UNESCO. Despre adevărata semnificație a iilor românești aflați peste câteva momente în telejurnal.
Biroul Național de Statistică anunță că în 2020 produsul interbrut al Republicii Moldova a fost de peste 206 miliarde de lei, în scădere cu 7% față de anul 2019. Scăderea PIB-ului a început odată cu impunerea restricțiilor pentru combaterea pandemiei COVID-19, măsuri ce au dus la reducerea producției, a comerțului, la creșterea șomajului și diminuarea consumului. Și Ministerul Economiei confirmă că în 2020 a fost o scădere a producției agricole, chiar și în comerț, industrie sau tranzacții imobiliare. Creșterea au fost în construcțiile de infrastructură finanțate din fondul rutier. Deficitul bugetar a determinat scăderea investițiilor. Criza mondială a determinat reducerea cererii pe piața externă, iar exporturile de bunuri și servicii s-au redus cu 15,5%. Cazul profesorilor turci expulzați în urmă cu 3 ani din Republica Moldova a ajuns în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Oficialii europeni au solicitat autorităților de la Chișinău să obțină informații despre condițiile de detenție ale profesorilor turci și să transmită un raport privind evoluția acestui dosar penal. Comitetul de Miniștri a luat act de decizia Curții de Apel Chișinău din decembrie 2020, care a dispus ca Biroul de Migrație și Azil să acorde statutul de refugiat unui profesor turc expulzat, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat post factum. Instituția europeană a solicitat autorităților din Republica Moldova să ofere informații și despre alți 2 cetățeni turci aflați după gratii. Comitetul de Miniștri a invitat autoritățile să obțină cât mai multe informații despre starea reclamanților în închisorile penitenciarele din Turcia, respectiv să obțină mai multe informații detaliate de la autoritățile turce cu privire la situația actuală a reclamanților din Turcia și inclusiv cu privire la rezultatul procedurilor de apel în dosarele penale. Comitetul de Miniștri solicită că până în septembrie 2021 Guvernul Republicii Moldova să facă un raport despre situația și evoluția acestei cauze penale. De asemenea, oficialii europeni au încurajat autoritățile Republicii Moldova să consolideze serviciul de informații și securitate fără interferențe politice. A chemat ca SIS-ul sau autoritățile de servicii și informații și securitate să aibă o absolută și toleranță zero față de detențiile arbitrare și transferurile extralegale, cum s-a mai întâmplat. Și a chemat că dacă pe viitor se vor întâmpla asemenea chestiuni, toate acțiunile de extradare să fie făcute în baza cooperării internaționale cu alte servicii străine bazate pe transparență publică. Reamintim că în septembrie 2018, 7 angajați ai rețelei de licee Orizont au fost reținuți fără judecată și duși la aeroport. Acolo îi aștepta un avion închiriat de Serviciul de Informații și Securitate pentru a-i transporta în Turcia. În iunie 2019, CEDU a declarat Republica Moldova vinovată de încălcarea drepturilor omului în cazul expulzării profesorilor turci și a obligat statul să achite prejudicii de câte 25.000 de euro. Abia peste un an de la expulzare, Procuratura Chișinău a început cercetări în acest caz. În februarie 2020 s-a stabilit că ar fi fost un singur vinovat, Vasile Botnar, fostul șef al SIS. Conform deciziei CEDO, Botnar a achitat despăgubiri de 125.000 de euro familiilor victimilor. Fostul ministru al educației Igor Șarov a devenit rector la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Ministerul Educației a semnat astăzi un ordin în acest sens, chiar dacă termenul limită pentru confirmarea lui Igor Șarov a expirat încă ieri. Întârzierea numirii lui Igor Șarov la conducerea instituției a determinat Consiliul de Dezvoltare Strategică al USM să ceară președinției Parlamentului și Guvernului să intervină în acest caz. Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de rector al Universității de Stat au fost validate pe 16 decembrie anul trecut, însă Ministerul Educației a depășit termenul de 3 luni în care era obligat să-l numească în funcție pe câștigătorul concursului, Igor Șarov. Arta broderii cămășilor cu altiță a devenit un bun spiritual al tradițiilor românești și ar putea fi înscrisă în lista reprezentativă UNESCO. Cea mai mare colecție de peste 300 de cămăși cu altiță se află la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Fiecare ie are o istorie și o semnificație aparte, transmise din generație în generație. Thank you.
La Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău au fost adunate cămăși cu altițe din toate satele Republicii Moldova, dar și din România. Unele dintre ele au peste 100 de ani. Aici avem o cămașă din Voloca, acum din regiunea Cernăuți, dacă cândva aduceți-vă aminte, era nordul Basarabiei, năframă sus, brâu și catrință jos. Cămașa de aici este la fel ca și precedenta de la sfârșitul secolului XIX și reprezintă tradiția satului Briceni. Așa cum observați, are altița de data aceasta țesută și pe urmă a fost decorată cu mărgele. Cămașa cu altiță pe care o port eu a fost realizată în 2018 de către o meșteriță din Cluj, România, cu ocazia Marii Uniri. Broderiile pe care le vedeți aici nu sunt întâmplătoare și reprezintă mai multe mesaje ascunse. Țesăturile au elemente care reprezintă un spectru mult mai larg de simboluri decât ar părea la prima vedere. Această cămașă este de fapt un model al cosmosului, al universului. Adică o femeie când coase după tradiție, după schema veche, o cămașă, ea de fapt încifrează în aceste părți ale ei întregul cosmic, întregul universului. Adică tot ceea ce înseamnă societate sau lume mai jos, posibil că arăt bine, sunt râurile, piezișe, râurile, apele, cerul, pământul și apele. Unele ei au fost donate, iar altele au fost cumpărate de administrația muzeului. Spre exemplu, cămașa pe care o port eu, dacă o dai cuiva să ți-o coase, ea costă peste 10.000 de lei. Numai așa, pentru că este o muncă foarte meticuloasă, se lucrează la o cămașă astăzi de la 2 luni la 5 luni, la 9 luni. Cămașa cu altiță reprezintă în primul rând un simbol național, de aceea sunt șanse să fie inclusă în lista patrimoniului UNESCO, după o analiză minuțioasă a experților acestei organizații. Expertiza poate dura până la un an. Patrimoniul cultural asta și înseamnă moștenire istorică, moștenire culturală de viacuri. Iată de ce din întreg costumul, iată de ce din mai multe cămăși pe care le avem noi, anume cămașa cu altiță a fost aleasă pentru a fi înaintată în lista UNESCO, fiindcă ea este cea mai bogată, bogată din punct de vedere ornamental. La ea au muncit realmente foarte multe generații de femei. Până acum, pe lista reprezentativă a patrimoniului UNESCO au mai intrat și alte bunuri spirituale ale tradițiilor naționale românești, colindu, covoarele de perete, așa numitele scoarțe și tradiția mărțișorului. Lista patrimoniului imaterial UNESCO a fost întocmită oficial în 2008, potrivit convenției de la Paris din 17 octombrie 2003. În această listă au fost incluse peste 166 de opere din 76 de țări. Valul de îmbolnăviri de COVID se simte în mai toate spitalele din România. Ambulanțele fac coadă în fața multor spitale. Ce măsuri iau autoritățile, vă spunem peste câteva minute în Teleșurnal. Să urmărim acum rubrica Europa Azi. Comisia Europeană a propus astăzi eliberarea gratuită a adeverințelor electronice verzi pentru a facilita libera circulație a persoanelor pe teritoriul blocului comunitar în perioada pandemiei. Adeverințele ar urma să fie gata până la sfârșitul primăverii. Ele vor fi emise în format digital sau pe suport de hârtie. Potrivit executivului european, ambele tipuri vor avea un cod QR și o semnătură digitală care va garanta securitatea și autenticitatea acestora. Adeverințele ar urma să fie eliberate cetățenilor UE și membrilor familiei acestora, indiferent de naționalitatea lor. Pentru a preveni discriminarea persoanelor nevaccinate, în adeverința electronică verde va fi indicat dacă deținătorul e vaccinat, dacă a fost testat negativ sau s-a vindecat de COVID-19. Sistemul de adeverințe electronice verzi va fi suspendat imediat ce Organizația Mondială a Sănătății va declara sfârșitul situației de urgență impuse din cauza pandemiei de coronavirus.
7 state membre ale UE au primit din partea executivului comunitar 9 miliarde de euro pentru lupta împotriva șomajului. Banii vor fi acordați pentru acoperirea cheltuielilor tot mai mari pe care le suportă întreprinderile și companiile europene, care depun eforturi mari pentru păstrarea locurilor de muncă în perioada pandemiei. Finanțarea este oferită în cadrul instrumentului SURE sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase. Cele mai mari sume au fost alocate pentru Italia 3,87 miliarde de euro, Spania 2,87 miliarde și Cehia 1 miliard de euro. Croația a primit 510 milioane de euro, Slovacia 330 de milioane, iar Lituania puțin peste 300 de milioane de euro. Cei mai puțini bani vor ajunge în Malta, 123 de milioane de euro. Până acum, 16 state membre au primit un sprijin financiar de 62,5 miliarde de euro, oferit prin intermediul instrumentului SURE. În acest an, urmează să fie alocate alte peste 25 de miliarde de euro. Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu cu privire la noul instrument pentru echipamente de control vamal. Acesta va pune la dispoziția țărilor UE 1 miliard de euro pentru achiziționarea, modernizarea și întreținerea echipamentelor de control vamal de ultime generație, în perioada 2021-2027. Este vorba de scanere cu raze X, sisteme automatizate de detectare a plăcuțelor de înmatriculare și echipamente de laborator pentru analiza mărfurilor în punctele de trecere a frontierei. Valul de îmbolnăviri se simte în mai toate spitalele COVID din România. În București, camera de gardă a spitalului Matei Balș este tot timpul plină. De multe ori, ambulanțele fac coadă în fața spitalului. Cele câteva locuri care se eliberează sunt în foarte scurt timp ocupate. Nu de puține ori, cadrele medicale sunt obligate să trimită bolnavi spre alte spitale. Camera de gardă a spitalului Matei Balș la amiază. Mai multe salvări au adus pacienți în stare gravă, iar în sala de așteptare stau la rând bolnavi care trebuie să fie văzuți de un medic, printre ei și un copil de 11 ani. Coadă de ambulanță, coadă de pacienți și, bineînțeles, paturi nu mai sunt. Medicii recunosc că, în ciuda eforturilor lor, din cauza numărului mare de pacienți, timpii de așteptare pot fi uneori mari. Fiecare pacient este consultat și îi sunt făcute analize, EKG și un computer tomograf. Zilnic, prin camera de gardă a Institutului Matei Balș, trec peste 200 de bolnavi de COVID-19. Mi-a fost rău, am făcut test și acum trebuie să fac un EKG și raze la plămâni. Ce simptome ați avut? Febră până la 38 și dureri în gât puternice. Cei în stare mai bună pleacă acasă, ceilalți rămân internați în măsura în care sunt locuri disponibile. De obicei, seara, toate cele 200 de locuri din spital sunt ocupate. Sunt și pacienți tineri cu forme severe. Vorbim de tulpina din Marea Britanie și aici este o caracteristică. Nu înseamnă că cei care sunt vulnerabili, adică persoanele în vârstă și cu afecțiuni cronice, nu sunt de asemenea predispuși. În general, ei fac de obicei forme severe, forme critice. Vă e frig? Dacă vă e frig, avem și o pătură aici, da? Bine. În cele mai aglomerate zile, prin camera de gardă de la Matei Balș au trecut și 300-350 de pacienți. Medicii se așteaptă însă ca presiunea să crească și mai mult. Cred că următoarele două luni vor fi grele. Sper că diferența să fie făcută de numărul celor care se vaccinează, pentru că persoanele vulnerabile, în general, au fost vaccinate într-un procent destul de mare. Chiar înainte să plecăm din camera de gardă a spitalului Matei Balș, în fața au mai parcat trei ambulanțe ale SMURD. Din lipsă de locuri, unul dintre pacienți a fost redirecționat spre un alt spital. Imagini ca acestea nu vezi doar la Matei Balș. Camerele de gardă de la Institutul Marius Nasta sau de la Victor Babeș sunt la fel de aglomerate. Din camera de urgență a Institutului Matei Balș pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu. Măsurile de siguranță medicală impuse de guvernul ceh până la 21 martie nu vor fi relaxate până la Paște. Executivul de la Praga a aprobat și extinderea obligativității testării pentru SARS-CoV-2 și la firmele mici cu 10 până la 49 de angajați. Starea de urgență va fi în vigoare până la 28 martie, iar dacă guvernul va dori extinderea ei, va avea nevoie de aprobarea Camerei Deputaților. Ministrul Sănătății a anunțat că rămân în vigoare închiderea magazinelor, dar și interzicerea deplasărilor neesențiale între districte. Dobrá zpráva je, že situace se zastavila, zdá se, že se zastavila, ale nedobrá zpráva je ta, že zatím nějak razantně neklesá a v žádném případě ještě neklesají počty zátěže.
Executivul a decis și extinderea testării obligatorii de la întreprinderile mari și medii, care au avut termen până la 15 martie, la companiile care au între 10 și 49 de angajați. Companiile mici vor avea termen limită 26 martie. Vor fi testați în total încă 650.000 de angajați. Nu a fost decisă încă creșterea frecvenței testărilor la 2 pe săptămână, dar guvernul negociază cu marile centrale sindicale. Măsurile de siguranță mai puțin restrictive din capitala Spaniei au atras mii de turiști în ultimele zile. Terasele sunt pline, la fel ca înainte de pandemie, și aproape nimeni nu poartă mască. Restaurantele și chiar cluburile sunt deschise până târziu, iar polițiștii au intervenit pentru a opri câteva sute de petreceri care au continuat și după miezul nopții. În timp ce Europa continuă să impună noi restricții, în Madrid oamenii sunt destul de relaxați. Toată activitatea a fost reluată, localurile pot funcționa cu jumătate din locuri la interior și 75% pe terase. În ultimul weekend au fost peste 2500 de turiști francezi. On a prévu d'aller au restaurant, on va peut-être aller boire une bière dans un bar, profiter un petit peu, retrouver la vie d'avant. C'est pas les mêmes mesures qu'en France, les mesures sanitaires sont différentes, mais tout le monde porte le masque. Il y a du gel un peu partout, donc c'est... Străzile sunt aglomerate, la fel și terasele, muzeele și magazinele, iar după lăsarea serii, barurile și cluburile prind viață. Unele localuri au lăsat însă petrecerea să continue și după închidere. Poliția a oprit în ultimele zile peste 400 de petreceri. Doamnelor și domnilor, mergem acum la Ministerul Sănătății, unde autoritățile prezintă date noi despre evoluția COVID-19 în Republica Moldova. Să urmărim declarațiile în direct. Responsabile de monitorizare și supravegherea măsurilor de protecție anti-COVID-19, conform datelor, pentru ziua de astăzi avem înregistrat un număr record de cazuri de COVID confirmat pozitiv, din ele 8 cazuri de import, numărul total de cazuri este de 208.928, numărul de cazuri active 22.384. Total teste efectuate astăzi 5.457, primar teste s-au efectuat 5.042, 415 teste au fost efectuate repetat. Numărul total de teste reprezintă 784.143. După cum vedeți în acest slide, cel mai mare număr de cazuri înregistrate pozitiv rămâne a fi în municipiul Chișinău, acesta fiind de 884 cazuri. Un număr sporit este de asemenea în raioanele din stânga Nistrului, 94, Raionul Anenii Noi 87, Briceni 70, Bălți 66, Ialoveni 61, Edines 49, Cahul 48, Orhei 45, Strășeni 40, Cedrlunga 28 și, după cum vedeți, acest șir continuă și cu celelalte raioane, cele mai multe cazuri fiind păstrat similar ca și în zilele precedente, la fel în raioanele adiacente municipiului Chișinău și de asemenea în raioanele de nord ale Republicii, și mai puțin avem cazuri înregistrate în raionul Ștefan Vodă 3 cazuri, Leova 3, Rezina 4, Vulcănești 5, Călăraș 7, Cantemir 8. După cum vedeți în acest slide, este o evoluție și o tendință foarte negativă. Numărul de cazuri este în creștere și cifra de astăzi, de fapt, este cea mai înaltă pe parcursul întregii pandemii, 1918 cazuri. Este un număr enorm de mare, ceea ce încă o dată ne demonstrează că pericolul nu a trecut. Este un pericol foarte mare, de aceea este foarte important respectarea măsurilor de protecție, foarte simple, care țin de distanțarea socială și de respectarea măsurilor sanitaro-igienice, respectarea, evitarea aglomerației, păstrarea distanței sociale, purtarea corectă a măștii, spălarea frecventă pe mâini,
evitarea locurilor care, în special aglomerate, în special pentru persoanele vârstnice, care sunt cel mai mult și cel mai grav afectate de către această infecție. Numărul de persoane vindecate este de 1345, total vindecate 182.108 persoane. Vedeți pe acest slide la fel evoluția numărului de persoane vindecate. Este îmbucurător că este în creștere, dar trebuie să menționez că tratamentul este foarte anevoios pentru cei care sunt infectați cu COVID, este mult mai îndelungat și cel mai grav încă, că pe lângă evoluția dificilă a bolii și tratamentul destul de dificil pe perioada de maladie nemijlocit, dar și perioada de recuperare este la fel îndelungată și se suportă destul foarte dificil de către pacienți. Aceasta trebuie să îngrijoreze fiecare persoană, să țină cont de efectele acestei infecții pentru a evita posibila infectare și pentru a evita posibila boală. După cum vedeți, numărul personalului medical infectat rămâne să fie înalt, 76 lucrători medicali depistați pozitiv, din care 21 medici, 30 asistenți medicali, 25 personal auxiliar. În stare extrem de gravă, în secțiile de terapie intensivă, avem 337 pacienți, dar în afară de aceștia, în stare extrem de gravă, avem un număr sporit de pacienți în stare gravă, acest număr fiind 1608, în stare gravitate medie 2282 și numai 222 în stare ușoară. Aceasta înseamnă un pericol foarte mare pentru pacienții care fac infecția COVID-19, respectiv, iarăși, cel mai simplu este de a respecta măsurile de protecție pentru a evita îmbolnăvirea și pentru a evita acest pericol enorm pentru sănătatea fiecărui cetățean, deoarece virusul nu alege și vedem că pe lângă că nu alege și avem mulți infectați, virusul și ucide. Vedeți în acest slide, astăzi înregistrați 34 cazuri de deces, numărul total de persoane care au pierdut lupta cu COVID este de 4436. Acest număr crește enorm în ultimele zile. În ultima săptămână, săptămâna a 10-a, rata deceselor s-a majorat cu 35%, ceea ce este foarte mult, deoarece viața contează și fiecare viață este importantă. Și din nou vreau să repet referitor la posibilitatea de a evita asemenea cazuri, în special anume prin respectarea măsurilor de protecție, prin evitarea locurilor aglomerate, prin purtarea măștii corect, care astupă nasul și gura, spălatul pe mâini și evitarea ieșirii în locurile aglomerate atunci când nu este necesar pentru persoanele vârstnice. Și recomandarea este și pentru copii, nepoți, de a evita vizitele la persoanele vârstnice sau vizitarea cu respectarea tuturor măsurilor de protecție pentru a evita îmbolnăvirea anume a celor care sunt în situații de risc înalt, cu risc înalt și de agravare, dar și cu risc de deces.
Nu am menționat pe acest slide numărul pacienților supuși ventilației mecanice intubați, este de 71, este un număr la fel foarte mare, ceea ce ne arată și impune un efort enorm pentru instituțiile medico-sanitare spitalicești, un efort care ține de tratamente complexe, care țin de tratamente cu oxigen și este foarte dificil recuperarea și însănătoșirea acestor pacienți. Vedeți în acest slide care sunt indicatorii pe ultima săptămână, ultimele 14 zile, indicatorul reprezintă 547 cazuri la 100.000 persoane, incidența totală 5.886 cazuri la 100.000 persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile 11 decese la 100.000 persoane, mortalitatea totală 125 persoane la 125 decese la 100.000 persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalității totală 2,1 decese la 100 de cazuri, forme grave 6,6%, forme medii 10%, media cazurilor în ultimele 14 zile reprezintă o cifră foarte înaltă, 1358 cazuri. Și rata de contagiozitate este 1,05. Incidența la 1.000.000 de persoane reprezintă 204.463 cazuri, fiind Republica Moldova fiind situată pe locul 18 la nivel european și este mai mică față de așa țări ca Muntenegru, Cehia, Slovenia, Luxemburg și este cu mult mai înaltă ca țări cum ar fi Norvegia, Islanda, Grecia, Rusia, România. Mortalitatea la 1.000.000 de persoane reprezintă 1.246 decese și este mult mai joasă decât țări ca Cehia, Belgia, Slovenia, Regatul Unit, Ungaria, Italia, Bosnia-Herțegovina, dar este mai înalt ca țări ca Austria, Olanda, Irlanda, Albania, Islanda, Norvegia. Săptămâna 10 din 2021, comparativ cu săptămâna 9, numărul de cazuri a scăzut cu 6%, numărul de decese, cum am menționat, a crescut cu 35,2%. Numărul de vindecați, de asemenea, a crescut cu 35,7%. În acest slide vedeți distribuția în timp a cazurilor și investigațiilor de COVID-19. Vedeți că în timp crește numărul de teste efectuate, respectiv se asigură o accesibilitate mai sporită la testare. Numărul este de 669.157 persoane testate. Incidența pentru ultimele zile la 100.000 populație în ultimele 14 zile este de 547 în media pe Republică și vedeți, avem teritorii unde acest indice este depășit foarte tare comparativ cu media pe Republică, în Chișinău fiind 1460 la 100.000 locuitori, în Anenii Noi 738, Iedeneț 593, Ialoveni 589, Ostrășeni 588, Briceni 560, Ocnița 540 și încă un șir de raioane în care acest indicator, deși este mai mic decât media pe Republică, oricum este foarte înalt și depășește cu mult 300 de cazuri pe
la 100.000 populație și avem câteva raioane unde situația este relativ mai liniștită, Taraclia, Soroca, Vulcănești, unde acest indicator este mai jos, dar oricum pericolul nu este evitat. Doamnelor și domnilor, am urmărit în direct declarațiile secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc, care a spus că astăzi în Republica Moldova s-a înregistrat un nou record de infectări cu virusul COVID-19, 1916 cazuri. În continuare să vedem cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 75 de bani pentru un dolar american, cu 4 bani mai mult. Prețul monedei europene scade cu 5 bani și se va vinde cu 21 de lei și 11 bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 32 de bani, cu un ban mai puțin. Hrivna ucraineană se scumpește cu un ban și va costa 64 de bani. Rubla rusească se va cumpăra cu 24 de bani. Pe final să vedem datele meteo. Doamnelor, domnilor, bun găsit! În Republica Moldova se menține vremea ploioasă, la noapte vor cădea precipitații în nordul și sudul țării, iar minimele vor oscila între 2 și 4 grade. Mâine va continua să plouă la bălți, iar mercurul în termometre va indica maxime de până la 6 grade. La Chișinău, minima din această noapte va fi de 3 grade, iar maxima de mâine de 5 grade, în condițiile unui cer noros. Vreme mohorâtă vom avea și în România, vor cădea precipitații sub formă de nisoare, ploaie și lapoviță în mai multe regiuni. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 3 și 8, 9 grade. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme la această oră. Numai bine! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. În câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!